Teoria de azi a fost propusă de Adrian HD Mapping and Animation Productions. Propune și tu o teorie și ar putea apărea în clipul următor. oh, fucking shit, iar sărăcit. Teoria de azi este despre SpongeBob SquarePants, serialul animat cu care multe țări au crescut, dar nu și noi. Nickelodeon abia a apărut, de aceea probabil doar cei mai tineri dintre voi urmăresc și sunt la zi cu serialul. Noi ăștia mari suntem foarte bătrâni, nu ne-am uitat, dar știm despre ce este vorba. Ok, hai să-i dăm drumul. Prima teorie ne spune că personajele din SpongeBob ar semnifica cele șapte păcate biblice, și anume mândria, invidia, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, via și mânia. Teoria poate fi adevărată pentru că ce 7 personaje, în special Spongebob, pare mereu că vrea să-și trăiască fiecare zi la maxim, plus că sunt unele episoade în care se fac câteva gumițe mai puțin pentru copii, iar acestea sunt făcute în special în jurul lui Spongebob, sau îl menționează pe el. O a doua teorie, mult mai simplă și probabil pe care o anticipați, toate personajele sunt drogate, fiecare pe drogul său favorit. Spongebob este pe amfetamină, Patrick este un snub dog al serialului, mereu având verde la petrecere, Squidward pe heroină, Mr. Krabs îl are dealer pe zăpadă, fiind mereu prieten cu Coca și Ina, iar Sandy este o alcoolică pentru că de fiecare dată când apare cam distruge orice episod din Spongebob. O altă teorie spune că lumea lui Spongebob ar fi rezultatul lui unui test nuclear din anii 40-50, pentru că în perioada respectivă se testau bombele atomice, în special în mări și oceane. Datorită radiațiilor bombelor atomice a fost creată lumea lui Spongebob și tot în acest fapt putem spune că personajele sunt destul de ciudate. Chiar există un episod, sau probabil mai multe, în care apare un nor din acela caracteristic bombelor atomice, în formă de cipercă. deci teoria e chiar fezabilă. În concluzie, personajele din Spongebob sunt niște ciudățenii radiate. SpongeBob ar fi un geniu Cam asta zice o teorie despre el De ce ar fi un geniu? Există câteva episoade în care reușește să facă lucruri neașteptate, cum ar fi să construiască o statuie foarte apreciată în finale critici sau să facă un concert la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Deși pare un personaj stupid, el are o capacitate creatoare foarte mare și nimănui nu vine să creadă în serial de capacitățile sale de geniu până ce nu le pune în aplicare. Ok, cam atât pentru azi. Dacă dați like paginii de Facebook de la descriere, veți vedea cea mai reușită fotografie realizată vreodată a unei banane, nu aveți cum să arătați asta ceva. Și bineînțeles un subscribe că ne ajută mult, un like și de ce nu să vă uitați și la alte clipuri sau să dați un click pe banană. Salut! Goodbye!